Bună dimineața, a ieșit soarele, asta s-a întâmplat, sunt 3 grade la această oră, e drept destul de frig pentru o zi de aprilie, însă ne încălzim astăzi până la 12 grade. Suntem și noi la datorie, dar și polițiștii, militari și jandarmii care opresc șoferii care trec pe aici prin Piața Unirii și am o veste bună pentru aceștia, încă nu se aplică amenzile mărite, așa cum știam încă de ieri, nu vor plăti aceștia 2000 de lei pentru persoane fizice și 10.000 de lei pentru persoane juridice, dacă n-au toate actele necesare la ei. Această măsură urmând să intre în vigoare vineri seara la ora 24, deci în noaptea de vineri spre sâmbătă. Iată însă că sunt foarte mulți șoferi care sunt opriți și sunt verificați de polițiști. Trebuie să arate toate documentele, știți deja procedura, ne-am obișnuit cu ea. Vă spun însă despre epidemia de coronavirus. Nu stăm foarte bine aici, avem 215 cazuri noi în ultimele 24 de ore, iar bilanțul infectărilor a ajuns la 2460. În plus avem confirmate 92 de decese, după ce autoritățile au anunțat aseară încă 6. Este vorba despre 3 bărbați și 3 femei cu vârste peste 60 de ani. De subliniat este faptul că unul dintre aceștia, pacient din Bistrița Năsăud, a fost externat în 30 martie, înaintea primirii rezultatului pentru COVID-19, care a venit pe 31, în ziua în care pacientul a murit. Avea 77 de ani. 252 de persoane au fost declarate vindecate și externate, 84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași și lista continuă, însă de remarcat este faptul că pe ea nu figurează Suceava, de altfel acolo situația este în continuare critică. Aici s-au înregistrat 30 de morți, 644 de infectați, aproape 200 de medici în carantină sau în izolare. Iar din 579 de pacienți de la Spitalul Județean, 523 sunt infectați. Că situația este scăpată de sub control, ne-o confirmă și demisia conducerii interimare a acestui spital. Aseară, managerul Florin Filip și directorul medical Doina Motan Ganea și-au depus demisiile la doar o săptămână după ce au înlocuit vechea conducere suspendată de Consiliul Județean. Este posibil acum ca 3 medici militari din București să preia conducerea Spitalului Județean. Problemele sunt însă în multe spitale din țară, chiar și în cele de elită. La Spitalul Universitar din București au fost închise 6 secții, după ce 17 cadre medicale și 10 pacienți au fost diagnosticați cu COVID. La Spitalul Clinic Sfântul Ioan, cei 72 de angajați au fost trimiși în izolare, iar secția de nefrologie a fost închisă. La Spitalul Militar, 24 de cadre medicale sunt infectate, iar secția Cardiologie 1 a fost închisă. De altfel, și maternitatea Odobescu din Timișoara a intrat în carantină după ce 5 asistente au fost infectate, iar la Spitalul din Botoșani, 31 de cadre sunt pozitive la COVID-19. Aici, un medic a mers la spital și a consultat pacienți, deși avea simptome de coronavirus și îi se ceruse să stea în izolare. De aceea, el este cercetat acum pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Iar la Arad, unde 14 medici au demisionat și 83 de angajați și-au depus cererea de concediu medical, a ajuns și ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Acesta a spus că pentru 10 din cadrele medicale sunt justificate cererile de pensionare, întrucât aceștia au atins deja vârsta pensionării și au decis să nu-și mai prelungească contractele. Adina, din informațiile pe care le primim, înțeleg că unele spitale se închid parțial din motive de coronavirus, dar sunt și spitale care refuză orice formă de internare pentru pacienții infectați. Tu ce știi despre asta? Avem într-adevăr cazul Spitalului Municipal Făgăraș, al cărui conducere refuză în acest moment să primească pacienți cu coronavirus din județul Brașov. Spitalul din Făgăraș a fost desemnat ca spital de suport, însă conducerea acestei unități spune că nu vede de ce ar importa virusul din județ din moment ce în această comunitate nu există coronavirusul în acest moment. Spune că această măsură contravine ordonanței militare numărul 6, care cel puțin pentru județul Suceava presupune carantina, deci izolarea virusului și nu de diseminarea lui. Din acest motiv, conducerea spitalului cere guvernului să se răzgândească în privința acestei măsuri, însă grupul de comunicare strategică transmite că pentru nerespectarea ordinelor din starea de urgență se va răspunde penal. Mulțumim și o ultimă întrebare. Au apărut date statistice despre cum s-a împrăștiat acest virus în România. Nu știu dacă nu e limpede încă, dar aș vrea să știu ce spun specialiștii.
A apărut într-adevăr un raport întocmit de Institutul de Sănătate Publică pentru luna martie. Acesta spune că 21,5% din cazurile de infectare sunt cazuri de import, în special din Italia, însă pe listă intră Spania, Marea Britanie, Franța și Germania. Însă, chiar dacă numărul cazurilor de import a scăzut în ultimele săptămâni, a crescut numărul cazurilor de infectare intracomunitare. Deci cei care au venit din străinătate au dus mai departe virusul în comunitate și aici avem 47,5% dintre cazuri. De asemenea, 16,2% sunt cazuri de infectare în rândul cadrelor medicale, iar acest raport mai spune că vârsta medie a pacienților care au decedat este 66 de ani. Mulțumim, Adina, nu mai ține minte atâtea numere, că o să le visez și noaptea, te rog, mai bine citește-le. 1, 2,